Salutare! Bun găsit la un nou videoclip pe canalul meu de YouTube. Te invit să te înscrii la acest canal, să dai un like și un share dacă va fi acest videoclip folositor pentru tine. În acest videoclip vreau să vorbesc puțin despre încrederea în sine. Adesea în consilierea pe care o fac unul la unul și nu numai, și în urma cursurilor pe care le organizez, prin grupurile de suport, cât și în urma discuțiilor cu apropiații mei, am observat, mai ales la reprezentantele sexului feminin, această problemă sau această, să spunem așa, durere, apăsare pe care ele o au atunci când sunt în relații și suntem mai tot timpul în relații, nu? Ele vorbesc despre o neîncredere în sine. Neîncredere în sine care le face să nu-și urmeze visele, să nu se țină de planuri, să nu știu, să aibă relații dificile cu copilul sau cu cei din familia lor. Întotdeauna asociat cu neîncredere în sine este o situație psihologică care lasă de dorit, să spunem. Există niște condiții care te duc într-o stare de neîncredere în sine. Nu ai încredere în tine pentru că de-a lungul situațiilor, în timp ce erai în anumite situații, vedeai, observai, o parte din tine observa că are emoții pe care nu le poate controla, că spune ceea ce nu vrea de fapt să spună, că nu reușește să nu mai fie furioasă, să nu mai fie tristă. Toate aceste comportamente vin dintr-o stare de depresie, de anxietate și e ca un cerc vicios. Deci tu ai anumite convingeri despre tine, da, care vin cu anumite stări de atât, depresie, anxietate. Deci să spunem că ai convingerea nu sunt destul de valoroasă, nu sunt destul de importantă, nu merit să fiu iubită, deci din categoria asta a denigrării de sine. Da? Și atunci emoțiile sunt corespondente ale acestor convingeri. Da? Adică dacă eu am convingerea nu merit să fiu iubită, eu nu o să am o emoție de bucurie. Emoția aferentă va fi una de tristețe, de amărâre, așa de amar, de dezamăgire și de obicei față de mine. Nu va fi una de entuziasm față de viață, de optimism, de încredere, da, de surpriză, de curiozitate și așa mai departe. Ok? Deci cercul vicios e acesta, credință de viață, emoție și comportament. Întotdeauna. Deci neîncrederea în sine este practic o atitudine pe care tu o ai față de tine pentru că ai anumite convingeri defectuoase care nu te ajută despre tine. Da? Acum, o să spui, bun, și aceste convingeri nu sunt și ele poate adevărate, poate chiar nu mă pricep la anumite lucruri, poate chiar nu merit anumite, anumite relații și așa mai departe. Ok. Noi ca ființe umane, dotate cu acest corp și cu un sine divin, merităm să trăim pe acest pământ din moment ce ne-am născut. Da?
Și dacă merităm să trăim pe acest pământ și suntem și recunoaștem asta și recunoaștem că suntem ființe create de un Dumnezeu atotputernic, atunci vom recunoaște și faptul că putem și suntem în stare să facem orice. Acum, noi, ca ființe născute într-o anumită familie, avem limitele noastre. Avem într-adevăr un potențial nelimitat, dar să venim pe pământ și cu niște, din păcate, sau din fericire, niște moșteniri. Practic tot arborele nostru genealogic, prin ceea ce nu a lucrat el la sine, da, fiecare în parte, ne transmite și nouă. Da? Deci tot ceea ce nu a fost lucrat suficient, tot ceea ce nu a fost digerat, da, se transmite pur și simplu la urmași. Și noi, dacă nu lucrăm, trimitem iarăși la urmașii noștri și tot așa. Este ca și cum am avea șansa, de fiecare dată când se naște cineva din arborele ăsta genealogic, are șansa să facă și mai bine un anumit umanitatea asta, da? Omul al acestui arbore sau tot ceea ce este el fizic, emoțional, psihologic, spiritual, energetic și așa mai departe. Acum, fiecare dintre noi, într-adevăr, are și unicitatea sa și potențialul său unic. De aceea există oameni în arborile genealogice care fac mai mult decât alți oameni, rezolvă mai mult decât alți oameni. Ok? Bun. Și atunci, dacă rezolvă mai mult, clar, sunt mai puternici și pot duce mai mult. Și e minunat că este așa, da? Și trebuie să recunoaștem aceste persoane din neam. Însă nu toate sunt așa. Sunt și unele persoane care, mă rog, fac și ele cât pot, da? Dar important este să ajungi, să accesezi acel potențial fără să te gândești și să judeci pe cei ce, pe înaintașii tăi sau pe urmașii tăi. Tu accesându-ți potențialul, tu vei face tot ceea ce poți mai bine acum, în prezentul acesta, în viața aceasta pe care tu o trăiești și făcându-ți ție viața mai bună, rezolvi foarte multe lucruri din arborele tău pentru urmașii tăi, pentru copiii tăi și pentru copiii copiilor tăi. Ok? Încrederea în sine se câștigă așa, prin a face tot timpul ceea ce este mai bine și ceea ce poți tu la maxim. Da? Ce pot eu să fac ca să-mi iasă acest filmuleț cel mai bine? Da? Păi uite, pot să mă gândesc înainte la ce o să zic, pot să mă gândesc cum să-mi structurez discursul astfel încât la tine să ajungă cât mai clar, pot să-l distribui apoi astfel încât să ajungă la cât mai multe persoane și cât mai multe persoane să-mi pună întrebări ulterior, și eventual să-mi dau seama de lucruri pe care poate nu le-am menționat sau chiar să-l îmbogățesc. Da? Deci ce pot eu să fac cel mai bine? Și acest lucru trebuie să fie suficient pentru creierul meu ca eu să nu știu, să nu mai am anxietate, să nu mai stau și regret după ce am ieșit din filmare, de exemplu, sau după ce am făcut orice. Deci fii suficient de bun. Dă tot cât poți atunci când poți, da? Și tot timpul fii cu tine, dezvoltă-ți acea entitate din tine care te observă și care permanent este cu tine și îți spune că îți bifează lucrurile pe care le-ai făcut bine, da? Vede ce-ai făcut, te evaluează pozitiv și așa mai departe și dezvoltă-ți tu în tine acea entitate, fără să mai ai așteptări, că așa vei scăpa și de așteptări. Pentru că ai așteptări tot pentru că nu ai încredere în tine și pentru că aștepți validare de la exterior. Când de fapt validarea, de fapt numai de la tine trebuie să o ai. Iar dacă tu te validezi, tu îți bifezi în capul tău că ai făcut ceea ce te-ai propus să faci și că ai dat și tot ce ai cu tot mai bine, vei vedea că
pur și simplu, încet, încet, vei crea o altă persoană, pur și simplu. O altă persoană care va ignora persoana aceea anxioasă din tine, persoana aceea deprimată din tine, persoana aceea care își face tot timpul griji, da? Perfecționistul sau perfecționista din tine. Da? Deci va ignora acea persoană și încet, încet, tu vei fi persoana care, de fapt, este stăpâna vieții ei. Este co-creatoare cu propria viață în care s-a născut. Da? Și tu vei fi propriul tău evaluator. Nu vei mai aștepta nici de bine, nici de rău de la ceilalți. Dar nu vei mai aștepta niciun fel de validare. Dacă ele vor veni, dacă ele vor veni ca un semn de recunoștință, vei fi foarte mulțumit, să spunem, și mă rog, bucuria ta nu va avea cote foarte înalte pentru că tu deja îți vei fi validat lucrurile astea. Da? Deci nu mai ai nevoie. Nu mai e disperarea aceea pentru a mulțumi pe celălalt. Ci va fi o bucurie în plus. Pur și simplu o mulțumire, o bucurie, o stare de bine doar dublată de recunoștință. Da? Și nici de cum nu va fi, tu vei fi în sfârșit fericit. Pentru că, din păcate, suntem programați să credem că celălalt ne face fericiți, da? Că trebuie să ne căutăm jumătatea, că suntem incompleți pe acest pământ și așa mai departe. Nu e adevărat. Noi suntem compleți pe acest pământ. Într-adevăr, suntem ființe sociale. Avem nevoie, existențial spunând, unii de alții, pentru că dacă noi am fi singuri, unul singur pe o planetă, noi nu am rezista. Dar n-a avea cine să ne procure și apă și cine știe, poate că nu avea suficientă credință, Dumnezeu ar avea grijă de noi și prin asta. Dar dacă vrei să spui că avem nevoie unii de alții, doar în sensul acesta. Dacă avem nevoie de unii să vândă pâine, avem nevoie de unii să ne dea, nu știu, mijloace de transport, de alții să ne vândă haine și așa mai departe, ca să putem supraviețui pe această lume. Însă, existențial, emoțional, energetic, noi nu avem nevoie de cineva să fim fericiți. Asta este doar o iluzie. Și ego-ul nostru o apără foarte mult. Ego-ul apără iluziile. Nu uitați. Da? Frica este din ego și dacă noi depășim frica, practic ajungem, deschidem poarta către eu-ul nostru. Adevărat. Doar deschizând, trecând prin frică, trecând prin anxietate, deschidem o poartă către sinele nostru. Deci faceți acele lucruri de care vă e frică. Da? Faceți acele lucruri. O să vedeți ce eliberați vă veți simți, ce liber și eliberați. Astea sunt cuvintele. Și ce ușurați. Da? Pentru că cumva v-ați demonstrat vouă că aveți suficientă putere, da? Și voință să depășiți niște obstacole. O frică aia care vă spune că veți muri dacă veți face asta. Frica asta îți spune, vei muri, pur și simplu, vei muri. Da? Și nu, dimpotrivă. Dacă tu faci ceea ce îți spune frica să nu faci, vei câștiga foarte multă încredere în tine. Deci cumva impresionează-te pe tine, demonstrează-ți ție lucruri dacă vrei să demonstrezi cuiva și nici de cum altcuiva. Și surprinde-te atunci când iarăși tind să faci ceva pentru cineva pentru a primi. Deci noi oricum facem pentru a primi. Nu vă iluzionați că noi nu facem ceva pentru a primi. Noi tot ceea ce facem atunci când facem, majoritatea dintre noi, facem ca să primim ceva. Fie un obiect, fie un cuvânt, fie un mulțumesc, fie un ia uite ce minunată ești. Fie să ne ajute efectiv concret la ceva, un lucru fizic, un lucru emoțional, da, dăm bani ca să primim. Deci noi tot timpul, toate faptele noastre sunt în legea aceasta a echilibrului ăsta universal, cerere și ofertă, da? Însă e ok să intrăm în această relație, în acest echilibru al universului, ofer și primesc. Însă nu recomand să faci doar pentru a primi. Ok? Deci lasă universul cu legile lui, da? Dar tu când faci ceva, fă-o ca pentru Dumnezeu, fă-o ca pentru tine.
aici noi trebuie să ajungem. Și o să vezi cum încet, încet toate vor veni înspre tine, pur și simplu, prin încrederea aceasta pe care tu o dai, da, Universului, vei primi și tu încredere în tine, mai multă stăpânire, mai multă putere, pe măsură ce te identifici cu sinele acela divin despre care v-am mai vorbit. Da? Identifică-te cu sinele divin și vei vedea că sunt alte persoane în tine pe care tu le-ai introiectat din arborele tău genealogic, care sunt axioase, sunt deprimate. Da? Cine făcea așa? Mie la terapie, când făceam terapie, mereu mă întrebau, am făcut cu mai multe persoane, mă întrebau, bun, cine din rudele tale spune asta? Când eu spuneam, și aud voce din capul meu care îmi spune, nu mai fă așa, nu știu ce. Da, ok, cine spune asta în familia ta? Pentru că cu siguranță tu ai băgat o voce din ce ai auzit când erai mic, ai băgat-o în capul tău, ai introiectat-o ca și cum a ta. Ok? Și te identifica cu ea. Te identifica cu ea. Și tu nu ești vocea aia. Da? Acum trebuie să creezi altceva. Trebuie să duci în altă parte, în alte zone din tine. Da? Și să creezi o altă viață. Și de acolo, cumva din muntele acela pe care tu vei crea, vei putea vedea mai bine vocile astea ale anxietății, ale depresiei. Da? Și vei fi din ce în ce mai puternic decât ele. Aici trebuie să ajungem. Mai puternic, ele nu vor dispărea. Că vorbeam cu o prietenă zilele trecute. Mă, dar vocile astea despre care vorbim, care convingerile astea de viață, vocile, dispar vreodată? Adică, dacă eu sunt anxioasă, anxietatea, vocea asta anxietății va dispărea vreodată din mintea mea? Da? Adică se poate vindeca cu adevărat sau pur și simplu, nu știu, va deveni mai șoptită. E la undeva la mijloc răspunsul. Pe măsură ce tu vei face acele lucruri despre care eu abia ți-am spus, da, vei face lucrurile care exact îți pune teama să nu le faci. Vei face respirație profundă. Respiri, menții, cobori, expiri, menții, iarăși urci, menții, cobori, menții și iarăși urci, de exemplu, băi calde, mișcare, terapie. Vei învăța să fii cumva și chiar și când va apărea persoana aceea depresivă și anxioasă din tine, tu vei ști să o privești. Efectiv să o privești, să vezi că a venit și să vezi că ești mai puternic decât ea. Pentru că asta înseamnă îmbrățișarea despre care n-am auzit în limbaj, în toate corpurile astea spirituale. Asta înseamnă îmbrățișarea neputințelor, îmbrățișarea fricii. Adică ce înseamnă îmbrățișare? Păi asta. Tu crești mare și te uiți la frica ta care e mult mai mică acum. Te uiți la anxietatea ta care e mult mai mică. Da? Că va veni. Iarăși și senzațiile în corp, da, vor apărea. Bătăile de inimă, sângele este circulă mai rapid. Da? Ce poate fi, crește cortizolul, da, la stres, la anxietate, deci la depresie, da, lipsa aia de chef, adică ea vor veni de devenit, poate vor veni, însă vei învăța să le vezi, să le ignori, să nu mai faci ce-ți spun ele. Asta înseamnă să vezi comportamente noi. Sper că ți-a fost de folos acest material. Eu te aștept și la consiliere 1-1 dacă vei simți nevoia. Sau pe Școala Mamelor, pe grupul de suport pe care eu îl creez, lunar. Ai acum și o ofertă, te invit să te uiți pe grup de suport, pe grupul de Facebook, Școala Mamelor care trăiesc intenționat. Și vei vedea acolo toate ofertele pe care eu le ofer, începând cu
data de 16 martie până pe 10 aprilie. Ai niște reduceri foarte frumoase acolo. Te invit să vizionezi și alte videoclipuri de pe canalul meu de YouTube, să dai like paginii mele de Facebook, Ioana Pavel, Psychologist and Love Coach, și pe contul meu unde mai postez multe conștientizări. Și îți doresc multă sănătate, multă sănătate emoțională și psihologică, și să știi că nu ești singur. Pe curând!